Salut! Și bine ai venit la un nou clip pe canalul meu de ce o fi. Bun. În acest clip voi vorbi despre COP. Și ce este COP? Sper că îl pronunț cum trebuie. Păi, COP este un depozit de aplicații pentru Fedora, RHEL sau Red Hat Enterprise Linux sau Linux Enterprise, CentOS și alte distribuții bazate pe acestea. Bun. Dacă știți cumva de PPA sau Launchpad pentru Ubuntu sau AUR pentru Arch Linux. AUR înseamnă Arch User Repository. Depozitul utilizatorilor de Arch, în traducere. Launchpad e Launchpad, PPA e pe scurtare, nu știu ce înseamnă. Bun. Pe scurt, COPR este un depozit pentru aplicații terțe care se pot instala pe Fedora, CentOS, Red Hat și alte distribuții bazate pe acestea. Bun. Cum putem instala aplicații din COP? Păi, în primul rând, trebuie să îl căutăm pe net. COPR Fedora. Cel mai simplu. Primul link, Fedora COPR, sau cum se pronunță. Acesta este depozitul COPR. Copră, copră, copră. Capră. Mai bine spunea capră. Depozitul capră. Bun. În comparație cu PPA de la Ubuntu sau Launchpad și AUR de la Arch Linux, acesta este un pic mai greu de folosit. Nu pot spune că mai greu, e la fel ca și PPA de la Ubuntu. Bun. Eu am deschis site-ul cop.fedorainfracloud.org, un nume de zeci de mii de litere. Și avem prima pagină cu 38.000 de nu știu câte proiecte și 7.000 de utilizatori Fedora. Bun. Avem multipachete. De exemplu, ai nevoie de un pachet care nu se regăsește în depozitul Fedora. Intrați pe COPR Fedora și începeți să căutați. De exemplu, hai să vedem Discord. Se mișcă destul de anevoios acest site, dar nu avem ce face. Așteptăm. Și ne-a dat Discord-ul. Primul Discord e făcut pentru Nobara Project Discord for General Fedora. Un oficial version package for Maegia. Mă scuzați pentru engleza mea. Engleza mea e cam prostă. Da, asta e. Deci, avem Discord-ul pentru Nobara. Dăm click pe Discord, avem instrucțiuni de instalare și tot ce trebuie să facem să urmărim, să fim atenți la instrucțiunile de instalare. Deschidem un terminal și rulăm comanda. La orice pachet care îl căutați pe COPR, instrucțiunile de instalare sunt în partea dreaptă la Quick Enable. Pe pagina principală, cum ar veni, nu-s trecut instrucțiunile pentru toate proiectele, dar aici în partea dreaptă la Quick Enable avem instrucțiunile de instalare. Tot ce trebuie să facem este să copiem
Comanda. S-a sistemat manual. Și băgăm cu sudo, nu cum e acolo. Sudo DNF COP enable pira Discord. Și dăm un enter. Producem parola. Dăm un Y pentru yes. Ceea ce înseamnă că ne întreabă dacă vrem, dacă suntem siguri pentru activarea acestui depozit. După ce am activat sau adăugat depozitul COP pentru Discord în Obara, recomandat este să facem o actualizare. Sudo dnf upgrade, dă o liniuță sau minus, refresh, enter. Și așteptăm ca sistemul să-și facă treaba sau comanda rulată să-și facă treaba. După ce s-a terminat, rulăm comanda de instalare a Discord. Sudo dnf install discord. Complet. Dacă nu aveți Discord instalat, se va instala. Dar aici, de exemplu, la Discord pentru Nobara, avem niște instrucțiuni mai diferite și trebuie urmate. Deci, comanda în dreapta e dnf cop enable pira slash discord și, cum am spus și eu mai înainte, se scrie comanda cu sudo. După care luăm toate comenzile acestea, dăm o copiere și le lipim în terminal și dăm enter să-și facă treaba. Y pentru yes, că suntem de acord să instalăm anumite pachete, enter și așteptăm să-și facă treaba. Și avem Discord-ul și pachetele instalate. Acesta, eu am Discord-ul deschis. Așa arată Discord-ul deschis. Îl închidem să vedem dacă s-au făcut ceva modificări, dar la partea vizuală sigur nu s-a făcut nicio modificare. Acolo în spate eventual s-au făcut modificări, că nu mi se mai vede Discordul. Dar la voi s-ar putea să meargă din prima. Această mică fereastră de obicei apare când pe site-ul oficial al Discord apare o nouă versiune, dar în depozit la distribuție nu a ajuns încă această nouă versiune. Dar în majoritatea cazurilor o să meargă, se pornește Discord-ul fără nicio problemă. Deci, acesta este COP pentru Fedora, un depozit cu pachete terțe care se instalează cu ajutorul terminalului, ca orice depozit terț pentru anumite distribuții. Bun. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să stați până la sfârșitul acestui clip și ne vedem la următorul clip. Mulțumesc!